Salut! Dacă o să căutați pe YouTube educație financiară, o să găsiți în principal titluri despre cum să faci bani mai repede, cum să faci bani de tânăr sau alte titluri despre metode prin care poți să devii bogat rapid. Ei bine, educația financiară nu este în totalitate despre cum să faci bani, ci mai degrabă despre cum să trăiești responsabil viața. De aceea, în clipul de azi, vreau să povestim despre ce este și ce nu este educația financiară. Am să-mi susțin afirmațiile de dinainte cu următoarele argumente. Educația financiară este, pentru cei mai mulți dintre noi, ocupație complementară, adică trebuie să existe în completarea unei ocupații principale. Indiferent dacă ești profesor, medic, pompier, antreprenor sau chiar economist și consideri profesiile enumerate înainte ca ocupații principale, trebuie să ai habar despre cum să-ți administrezi finanțele. Educația financiară este mai degrabă despre cum să-ți administrezi banii pe care îi ai deja, bani generați de ocupația principală, decât despre trucuri general valabile prin care poți să faci o groază de bani. În al doilea rând, educația financiară nu este pe termen lung, ci este permanentă. Comportamentele generate de educația financiară, cum ar fi economisirea sau investițiile, raționalizarea cheltuielilor și înțelegerea nevoilor personale, trecerea de la o gândire generală la o gândire concretă sau înțelegerea mecanismului economic și a produselor financiare care există pe piață, se permanentizează. Educația financiară nu funcționează ca o cură de slăbire aplicată pe o perioadă clară de timp, ci mai degrabă poate fi comparată cu schimbarea permanentă a regimului alimentar. În al treilea rând, educația financiară nu este despre cum pot să am mai mulți bani, ci despre cum pot să-mi satisfac nevoile. Evident că nevoile se satisfac cu bani, dar înainte de a ști de câți bani ai nevoie, trebuie să știi exact ce vrei de la viață, adică care sunt nevoile pe care le ai, dacă nu o să fii pierdut, adică nu o să ai niciun reper în funcție de care să îți evaluezi efortul și nu ai cum să fii niciodată mulțumit. Apoi, toate sfaturile și exemplele pe care le găsiți în cărțile celebre despre educația financiară funcționează doar la anumite persoane și în anumite contexte. Este greu să-i ceri, de exemplu, unui pictor să fie expert în produse structurate cu grad de risc ridicat. Adică ar trebui să nu mai fie pictor, ci să fie un trader sau un contabil. Acele exemple și sfaturi, de fapt, sunt o reformulare romanțată a principiilor de bază ale economiei. De aceea, pentru a înțelege cu adevărat acele cărți și a le putea aplica pentru tine, este necesară o înțelegere de bază a conceptelor economice. În încheiere, vreau să vă dau un exemplu despre ce ar trebui să însemne educația financiară. Gândiți-vă că niște părinți tocmai sărbătoresc admiterea la facultatea copilului lor, copil care, în următorii 3 ani, cât o să fie student, o să cheltuiască aproximativ 2500 de lei pe lună. Această sumă suplimentară ar pune o presiune financiară mare pe cei doi părinți. O variantă ar fi ca unul dintre ei să-și mai ia un job, sau poate chiar studentul să-și găsească ceva de lucru. Dar în situația noastră nu este cazul, deoarece părinții s-au gândit din timp la studenția copilului lor și au deschis o asigurare de studii pentru copil atunci când s-a născut, cu un randament de 5% pe an și o cotizație de 200 de lei pe lună. Adică, timp de 18 ani, fiecare dintre părinți a dat 100 de lei pe lună, iar acum au aproximativ 70.000 de lei, bani pe care pot să-i folosească pentru cheltuielile de studii ale copilului. Acesta este un exemplu despre înțelegerea nevoilor, prezente și viitoare, și de adoptarea unui comportament financiar responsabil care să ducă la satisfacerea nevoilor, și acest lucru ar trebui să înțelegem prin educația financiară. Created using Powtoon.